Bună ziua! Vă salută Tatiana! Astăzi voi continua seria tutorialelor pentru băieței. De aceea am hotărât ca împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră să facem o căciuliță, un fes pentru băieței. Eu voi explica acest model care este pentru doamnele începătoare, în modul în care dumneavoastră să puteți realiza cu ușurință acest tip de căciuliță. Voi folosi firul Bravo de la Schaffenmayer, este un filat poliacrilic, o bobină de 50 de grame, măsoară în medie 133 de metri. Și voi folosi croșetul cu numărul 4 și jumătate, deoarece doresc să lucrez cu firul dublu. Deci pus în două, voi folosi două fire în același timp și vom începe pe un număr de ochiuri egal cu circumferința capului copilului, persoanei pentru care doriți să lucrați. Deci eu voi începe cu un prim ochi de lanț, firul în două, după cum puteți vedea, și voi începe să fac ochiurile de lanț atât cât consider eu că am nevoie. Deci dumneavoastră veți măsura în funcție de capul persoanei pentru care doriți să lucrați. Iar noi ne întâlnim după ce am făcut numărul de ochiuri de lanț necesar. Eu am pus un total de 60 de ochiuri de lanț. Apoi punem totul în două și vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț de la începutul lucrării noastre. Deci în felul acesta. După care voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet și în corespondența fiecărui ochi de lanț vom face un picioruș dublu. Trebuie să vă reamintesc că acesta este exact modelul de bată folosit la eșarfele noastre. Astfel vom putea crea un precum un set anume. Deci ne vom întâlni la sfârșitul rândului după ce vom face piciorușele duble. Am ajuns la capătul rândului. Doar de această dată voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, după care voi începe un picioruș dublu în relief prin partea din față. Aceasta eu am explicat-o deja în două tutoriale, după care următorul va fi un picioruș dublu lucrat prin partea din spate. În felul acesta noi vom crea acea bată elastică care se va aranja foarte bine pe cap. La fel cum și pentru eșarfă, ați văzut că de bine se aranjează. Și deci în felul acesta noi vom continua acest rând. Eu mă voi întoarce la sfârșitul rândului pentru a vă arăta modul în care închidem și terminăm bata, pentru că nu o vom face dublă, firul fiind gros, va fi foarte ușor de lucrat această căciuliță. Pentru cine nu reușește să lucreze, repet din nou, să lucreze firul, piciorușul dublu, luat prin spate, îl poate lucra în mod normal. Însă eu prefer așa
pentru că dă elasticitate lucrării. Aici eu am greșit, mi-a fugit un fir, lăsați-mă să greșesc și eu. Așa, în felul acesta. Când se lucrează cu două fire, oricum este un pic mai dificil. Dumneavoastră puteți lucra cu un singur fir, bineînțeles, sau puteți lucra cu un fir mai gros. Eu nu dispun de un fir mai gros care să fie adaptat pentru băieței. De fapt, acest model, să știți că poate fi unisex, se poate adapta și pentru fetițe. Deci, în felul acesta, noi vom continua până la sfârșitul rândului, apoi ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns la capătul rândului, acum vom închide rândul așa cum v-am arătat rândul trecut. Nu vom intra în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Intrăm în corespondența spațiului după piciorușul dublu. Vom face fir alunecat și vom continua 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și lucrăm din nou picioruș dublu în relief lucrat prin față, picioruș dublu lucrat prin spate, așa să-mi găsesc locul. Vom continua în felul acesta și vom lucra bata atât cât aveți nevoie ca înălțime. Deci nu va trebui întoarsă, țineți cont de aceasta, pentru că firul eu l-am pus dublu. În cazul în care veți folosi un fir mai subțire, bineînțeles, veți face bata mult mai înaltă pentru a o întoarce. Însă eu am ales această opțiune cu două fire, pentru că este mult mai ușor pentru dumneavoastră. Deci vom continua câte rânduri doriți, veți măsura dumneavoastră și apoi noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Eu am făcut bata atât cât am considerat. Dumneavoastră o veți face în funcție de mărimea de care aveți nevoie pentru persoana pentru care lucrați. Am închis rândul cu fir alunecat, așa cum ați văzut, după care voi lua firul, trag un pic acest fir, iau firul pe croșet și voi intra în corespondența fiecărui picioruș, lucrând câte o jumătate de picioruș dublu, deci un picioruș dublu redus. Deci firul pe croșet și voi intra în corespondența fiecăruia dintre piciorușele lucrate în rândul anterior. Să fiți atente să nu săriți niciunul dintre ele și în felul acesta noi vom lucra două rânduri de piciorușe duble reduse. Deci ne vom întâlni după ce vom lucra aceste două rânduri. Am ajuns și la capătul celui de-al doilea rând de piciorușe duble reduse. Voi închide cu fir alunecat și acest rând. Voi trage un pic capătul de fir. Voi întoarce lucrul în felul acesta. Deci mergem în direcție opusă. Iau firul pe croșet și voi intra în corespondența primului picioruș, dar nu voi lua întreg ochiul, ci doar partea din față a acestuia. Și voi face piciorușe duble reduse. Primul va fi un pic mai dificil, iar apoi totul va merge foarte ușor. Deci, acest rând îl vom lucra în modul acesta. Vom lucra back loop. După care, la sfârșitul rândului, ne vom întâlni și vom continua
Deci nu uitați doar partea din față a piciorușului. Iar lucrarea se va prezenta în felul acesta. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș de la începutul acestui rând, voi trage firul, îl voi trage din nou în sus și voi întoarce din nou lucrarea în direcția opusă. Întorcând în direcția opusă, voi continua să lucrez aceleași piciorușe duble reduse, lucrate în același mod, în back loop. De data aceasta, voi lua partea din spate a piciorușului. Deci în felul acesta. Și vom continua în felul acesta înainte și înapoi până când vom avea un total de 7 rânduri, luând în considerare și primul rând de colegament între bată și primul rând de piciorușe scurte. Deci, în momentul în care vom număra, va trebui să avem un total de 7 rânduri. Deci acum am 1, 2, 3, lucrez pe cel de-al patrulea și vom continua înainte și înapoi până când vom ajunge să avem un total de 7. Iar noi, deci de fiecare dată când ajungem la capătul rândului, va trebui să întoarcem lucru, să lucrăm felul acesta. Dați-vă. Rezumăr un pic cu dumneavoastră. Continuăm în felul acesta, lucrând în back loop. Iar noi ne vom reîntâlni, deci continuăm în acest mod. Piciorușe dublu reduse. Am ajuns și la capătul acestui rând, am închis cu fir alunecat. Vreau să precizez că această parte, lucrând înainte și înapoi, schimbând de fiecare dată rândul, puteți lucra înălțimea de care aveți nevoie. Eu acum vă voi explica în continuare cum facem scăderile. Deci întorc rândul, lucrez primul picioruș dublu redus și avem 1, cel de-al doilea, deci 2 piciorușe duble reduse, iar apoi vom face o scădere. Am luat firul pe croșet, am intrat în primul picioruș, extrag firul, intru în următorul, extrag firul și le închei pe toate împreună. Din nou firul pe croșet și lucrez alte 2 piciorușe duble reduse. 2, după care voi face din nou scădere. Deci am luat firul pe croșet, am intrat în primul picioruș, în cel de-al doilea și voi închide totul împreună. În felul acesta vom lucra 3 rânduri pentru a face scăderile necesare. 1, cel de-al doilea, apoi scăderea. Le voi închide împreună. Deci 3 rânduri vom lucra în acest mod. 2 piciorușe dublu reduse urmate de o scădere. Sper să nu ies din cadru. Totdeauna am probleme.
cine a urmărit live-ul a văzut cât de strâmt este acest loc și cât de dificil îmi este să urmăresc pe cameră ceea ce fac. Deci, în felul acesta, noi vom continua trei rânduri. Două piciorușe scurte, urmate de o scădere. Când ajungem la capătul rândului, închidem rândul în mod normal, ne întoarcem în direcția opusă. Deci, trei rânduri astfel. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Am ajuns și la capătul celui de-al treilea rând, în care am lucrat două piciorușe dublu reduse urmate de o scădere. Acum am închis cu fir alunecat, voi trage un pic firul, voi întoarce lucrarea ca de obicei și voi lucra un picioruș dublu redus. Întotdeauna primul este un picuț mai dificil de lucrat. După care voi face o scădere. Deci firul pe croșet și voi intra în următoarele două piciorușe. Deci voi extrage firul, le voi închide împreună. Din nou, un picioruș dublu redus, urmat de o scădere. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Din nou, un picioruș dublu redus, urmat de o nouă scădere. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului pentru a continua lucrarea. Se prezintă frumos. Am ajuns și la capătul acestui rând, acum vom continua lucrând scădere după scădere. De data aceasta voi lua fiecare picioruș în mod normal, fără să mai lucrez în coasta, în beclup, așa, și voi face scădere după scădere pentru a închide această lucrare. Din nou, reamintesc că veți adapta modelul în funcție de mărimea căpușorului pentru care lucrați. Deci, scădere după scădere. Ajungem la capătul rândului. Care vom închide lucrarea noastră. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat. Cum vedeți, aici s-a închis perfect. Voi scurta firul și vom ascunde aceste capete de fir. Deci voi lăsa un pic mai lung. Vom ascunde capetele de fir. Uitați-vă cât de bine s-a închis aici. Nu ne rămâne decât să ascundem capetele de fir. Însă, lucru care vreau să vi-l arăt în mod deosebit este că chiar întorcând căciulița pe partea cealaltă, ea va avea același aspect. Vedeți că nu este diferit modelul din față, de pe față, cu cel de pe dos. Vedeți? Acum eu voi închide rândurile, voi ascunde firul. Felul acesta, nu rămâne decât de făcut
moțișor. Voi închide încet cu croșetul, așa cum v-ați obișnuit deja, închid eu. Dumneavoastră puteți să închideți cu, să ascundeți firul cu acul, în modul în care să vă fie cât mai ușor. Și iată-ne aproape ajunse la capătul unui nou tutorial în care, cu explicațiile necesare, vin în ajutorul doamnelor începătoare. După cum vedeți, este foarte ușor de realizat, în mod special pentru că firul este în două și este spornic. Această căciuliță eu o voi face cadou la un nou născut. Sunt pe aici prin preajmă destui copilași și se poate face o mică atenție. Ascunde firul în modul în care să nu se vadă și să fie și durabil, să nu se desfacă. Acum, cred că fiecare dintre dumneavoastră știe modul în care se face un moț pentru căciulițe. Uitați-vă ce frumos, ce frumoasă este. Mie îmi place, mie îmi place. Adică îmi place normal, că îmi place că am lucrat-o eu. Voi încerca, deci voi face un moțișor, îl voi pune aici pentru a încheia această lucrare în modul cât mai frumos posibil. Pentru a face moțul, eu am luat această cutie de la medicamente, să nu umblu prin casă, să trezesc bătrâna, și voi pune de jur împrejur firul cât de mult doresc. Deci îl vom face în modul acesta, vom face un moț proporțional cu căciulița pe care am lucrat-o, scuzați un pic zgomotele. Modul în care să fie nici prea sărac, dar nici prea mare acest moțișor. Uitați-vă, cam în felul acesta cred că ar fi suficient, după părerea mea. Acum voi tăia acest capăt de fir, felul acesta, un foarfec care nu taie. Voi pune din nou firul, voi pune în patru, în felul acesta. El deja este dublu, de fapt, îl pun în două și vom lega ceea ce am realizat aici. Voi intra cu croșetul în modul în care să prind toate firele și extrag acest iar aici voi lega bine, cât de bine pot eu. Strâns posibil, să nu ne scape apoi
firele. Și vom tăia apoi de o parte și de cealaltă. Voi lua un alt foarfec care să fie mai îl voi scoate de pe cutie, pentru că îmi va fi mai ușor să-l tai. Așa. Iar acum eu mi-l voi tăia aici. Care îl voi tăia de cealaltă parte. Să nu fie prea mare. Aceste fire mi le țin bune aici, pentru că voi avea nevoie de ele. Capetele de fire. Întotdeauna, așa cum am amintit de nenumărate ori, le vom păstra. După care vom tăia încet, încet, de jur împrejur, pentru a da formă acestui moțișor. Voi pune această cutie aici și îi voi da formă. Foarte simplu. Eu fac moțul în modul meu, am văzut și în alt mod că îl realizează, însă eu sunt obișnuită într-un anumit mod. Așa, în felul acesta. Și îl vom aplica căciuliței. Vom lua căciulița. Vom lua croșetul. Și îl vom pune aici. În vârful căciuliței. Voi extrage întâi o parte, două dintre acele fire. După care voi extrage celelalte două. Sper să mă vedeți. Vedem cum se prezintă. Mie îmi place. Aici voi lega bine aceste fire. După care le voi ascunde. În felul acesta am realizat o nouă lucrare de care sper să vă bucurați. O lucrare care poate ajuta, eu voi tăia aici, care poate ajuta doamnele începătoare să realizeze și ele căciulițe de acest tip pentru copilașii dumnealor, pentru adolescenți, pentru chiar și pentru fetițe se poate lucra. Sper să vă placă ceea ce am realizat astăzi. Dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Eu sper să vă fie de ajutor. Așa cum spuneam, dacă nu-i veți pune moți, poate fi purtată și pe o parte și pe cealaltă.
căciulița, însă cu moțișor, așa este mult mai aspectoasă. Așa cum vă spuneam, dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Cine nu este încă abonat pe acest canal de YouTube, vă rog să vă abonați, nu vă costă nimic înscrierea. Să activați clopoțelul care ori de câte ori eu voi posta ceva, vă va anunța, în speranța că totul va decurge bine. Eu vă las și astăzi cu aceleași cuvinte din totdeauna cu care deja sunteți obișnuite. Vă salută Tatiana, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere!